Bun găsit la săptămâna de gardă, o sinteză a celor mai importante evenimente ale săptămânii. Astăzi vorbim despre accidentul rutier produs de o polițistă beată la volan. Vă spunem cine se va ocupa de lichidarea partidului Șor și aflăm dacă va fi sau nu interzisă cultivarea porumbului în sudul Republicii Moldova. Stați aproape! În noaptea de luni spre marți, un accident rutier grav a avut loc în orașul Sângera. O polițistă de 22 de ani, care conducea în stare de ebrietate, a lovit 3 pietoni. În urma accidentului, o femeie de 30 de ani a decedat pe loc, iar fiica și sora ei, în vârstă de 6 și respectiv 17 ani, au ajuns la spital. Oamenii legii au stabilit că la volanul mașinii se afla o angajată a Inspectoratului Național de Securitate Publică, care în acel moment era în afara orelor de serviciu. Ziarul de gardă a aflat că numele acesteia este Felicia Guțu, angajată în funcție de subofițeră superioară. În decembrie 2022, aceasta participase la un curs de instruire în domeniul conducerii defensive a mijloacelor de transport de serviciu. Polițista a fost plasată în arest preventiv pentru 30 de zile. Joi, victima accidentului rutier de la Sângera a fost petrecută pe ultimul drum. Între timp, pe o platformă de donații a fost publicat un apel la ajutor pentru familia tinerei decedate. Președintele Consiliului European, Charles Michel, a declarat la forumul strategic de la Bled din Slovenia că Uniunea Europeană trebuie să stabilească un obiectiv clar de extindere până în 2030. Oficialul a dat asigurări că liderii europeni vor lua o decizie privind deschiderea negocierilor cu Republica Moldova și Ucraina. The window of opportunity is open. We need to act on it, and that's why EU leaders will discuss enlargement at our next European Council meetings. We will take a stand on the open door negotiations with Ukraine and Moldova, and I also expect Bosnia and Herzegovina and Georgia to be back on the table. Guvernul Germaniei va oferi Republicii Moldova 10,7 milioane de euro sub formă de grant pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii. Conform Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, grantul va fi utilizat pentru refinanțarea împrumuturilor investiționale acordate întreprinderilor mici și mijlocii. Proiectul va avea o durată de 3 ani. La începutul acestei săptămâni, ministrul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vladimir Bolea, a lăsat de înțeles că în regiunile secetoase din sudul Republicii Moldova, cultivarea porumbului ar putea fi reglementată, citez, la nivel de lege. O să urmeze la nivel de lege, probabil să stabilim că dacă tu ai în regiunea în care tu cultivi precipitații sub 600 sau sub 550 mm, tu nu trebuie să pui porumb. Deci o să ajungem la nivelul ăsta. Ulterior, după un val de critici, ministrul a declarat că afirmația sa a fost ruptă din context și că nu poate fi vorba despre interzicerea cultivării porumbului, ci doar despre formularea unor recomandări pentru agricultori. Așa că pe această cale vreau să spun la toți care s-au lamentat, nu poate fi nici un fel de interdicție la semănat, seamănă ce vrei, cum vrei, noi o să venim cu recomandări și evident că toate recomandările se vor regăsi în politicile de subvenționare, pentru că pe noi ne interesează ca agenții economici din Republica Moldova, din sudul Moldovei, să nu falimenteze. Ministerul Justiției a desemnat o comisie de lichidare a partidului politic Șor, declarată neconstituțională la mijlocul lunii iunie, care va întreprinde măsurile necesare pentru radierea formațiunii politice din registrul de stat al persoanelor juridice. Comisia va fi compusă din 7 persoane, iar în calitate de lichidatori ai partidului au fost desemnați vicepreședintele Consiliului Uniunii Administratorilor Autorizații din Moldova, Ion Popa, și avocata Olga Burea, care vor fi remunerați cu câte 16.000 de lei pe lună. Săptămâna aceasta, Partidul Comuniștilor din Republica Moldova și Mișcarea Politică Respect Moldova și-au anunțat candidații pentru funcția de primar al municipiului Chișinău. Deputata Diana Caraman, care a participat la mai multe proteste organizate de Partidul Șor, este candidatura comuniștilor. Iar fostul director interimar al Agenției de Inspectare și Restaurare a Monumentelor, Ion Ștefăniță, este candidatul mișcării create de fostul deputat PDM, Eugeniu Nichiforciuc. Alegerile locale generale se vor desfășura pe 5 noiembrie 2023. Continuăm cu evenimentele din justiție. Procurorul din cadrul Procuraturii Sectorului Râșcani din municipiul Chișinău, Oleg Rusu, în prezent suspendat din funcție, a cerut Procuraturii Generale să fie reîncadrată în funcție după ce a fost achitat integral în dosarul mitei de 12.000 de euro.
Solicitarea însă i-a fost respinsă pe motiv că nu există o hotărâre definitivă pe această cauză penală, ci doar hotărârea primei instanțe. Cauza penală a fost examinată în instanța de judecată timp de 6 ani, fiind petrecute circa 140 de ședințe. Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, a declarat într-un interviu că sunt investigate câteva cazuri de finanțare ilegală a partidelor politice. Procurora estimează că în perioada electorală ar putea avea loc mai multe infracțiuni legate de folosirea unor resurse financiare imposibil de justificat sau depunerea de rapoarte false la Comisia Electorală Centrală. Azi am avut o ședință cu mai mulți procurori pe anume așa fel de cazuri și e vorba despre minimum vreo 5-6 dosare separate. 5-6 dosare separate, ajutați-mă să înțeleg, ar însemna și 5-6 subiecte diferiți sau același subiect? Diferiți subiecte și diferite partide. Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale a anunțat marți despre trimiterea în judecată a unui tânăr în vârstă de 20 de ani din Soroca pentru contractarea falsă a creditelor de numele a 36 de persoane. Conform procurorilor, victimele au fost păgubite cu peste 750.000 de lei, începând cu luna ianuarie 2023. Majoritatea victimelor sunt studenți. Directoarea interimară a Spitalului Clinic Municipal Gheorghe Paladi din Chișinău, Luminița Mihalcean, căreia un grup de medici din instituție îi cereau demisia acuzându-o de presiuni și management defectuos, așa cum Ziarul de Gardă a scris recent, a fost eliberată din funcție marți 29 august. Ulterior, avocata Luminiței Mihalcean a expediat redacției noastre o cerere prealabilă de dezmințire a informației, în care se spune că, citez, informațiile difuzate au dus în mod direct la demiterea doamnei Mihalcean, lezându-i în mod abuziv, ilegal și neîntemeiat demiterea, onoarea și reputația profesională. Joi 31 august, Republica Moldova a marcat Ziua Limbii Române. Anul acesta s-a împlinit 34 de ani de când limba română a fost instituită drept limbă de stat. Cu această ocazie, Ministerul Educației și Cercetării a organizat o competiție de cunoaștere a limbii române, denumită Marea Dictare Națională, la care au participat circa 450 de persoane. La evenimentul de deschidere a participat și președinta Maia Sandu. În Uniunea Europeană, acolo unde vrem să ducem Republica Moldova, limba română are un loc respectat și nimeni nu riscă să fie pedepsit pentru că vorbește limba maternă. În Uniunea Europeană, toate limbile și toți cetățenii sunt egali. Am încredere în generațiile care cresc acum. Voi veți transforma Moldova într-un stat european cu mândrie față de tradițiile, cultura și limba noastră. De Ziua Limbii Române, ambasadorul SUA în Republica Moldova a recitat o poezie împreună cu poetul Vasile Romanciuc. Cuvântului oso, sfânt, pe care trăiește sufletul în om. Au poți să-ți uiți pe o clipă graiul, au poți să-l treci la amintiri, fără de grai ca fără casă, cum să trăiești, cum să respiri? Iar ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova a cântat în română o piesă rock pe versurile lui Grigore Vieru. Continuăm cu știri externe. Ministrul britanic al apărării Ben Wallace și-a dat demisia. Acesta a avut o influență semnificativă în ceea ce privește răspunsul Marii Britanii în războiul provocat de Rusia în Ucraina. Funcția de ministru al apărării a fost preluată de fostul ministru al energiei Grant Shapps. Zilele trecute, armata rusă a lansat unul dintre cele mai puternice atacuri cu rachete asupra Kievului din ultima perioadă. Cel puțin 2 persoane au fost ucise, iar altele au fost rănite. Atacul asupra Kievului a venit imediat după ce ucrainenii au trimis un val de drone asupra mai multor regiuni rusești și lovind inclusiv un aeroport de la granița Rusiei cu Estonia. Între timp, autoritățile din Germania susțin că au transferat încă 10 tancuri Leopard 1 către Ucraina, iar Statele Unite au anunțat un pachet suplimentar de asistență în valoare de 250 de milioane de dolari. Vă mulțumim că ne urmăriți! Numai bine!